dansează și cu una patriotică din aia, sus, sus, sus. Dumnezeu din cer să ne ajute, din munci de pe dealuri, din poieni. Veniți români din patru zărbunte, în spitala noastră la Pumpeni. Se tulburarii și de mânie, dor unii de o durere sfântă gem. Deșteaptă-ne, să nu uităm că pipei suntem. Nu vă lăsați voi morților adevărați, luptați pentru pământul sfânt și l-apărați. Veniți să cerem dreptul pentru apuseni, români cu toții astăzi la Câmpeni. Iancule Avrame, eroule tribun, dă-le moților tăi gândul cel mai bun. Și te roagă, Iancule, la Dumnezeu, pentru neamul acesta și poporul tău. Să spunem lumii ce înseamnă moții, cu detunatele din tricolor, toți vânzătorii, trădătorii, hoții, să tremure în vizuina lor. Voi moților adevărați, luptați pentru pământul sfânt și l-apărați. Veniți să cerem dreptul pentru apuseni, veniți români cu toții astăzi la Câmpeni. Iancule Avrame, eroule tribun, dă-le moților tăi gândul cel mai bun. Și te roagă, Iancule, Dumnezeu, pentru neamul acesta și poporul tău. Dumnezeu din cer să ne ajute, să ne adunăm cu toții în Apuseni. Veniți românilor de
Bună seara, dragi moți! Bună seara! În această săptămână am fost cu toții fericiți pentru că am câștigat o bătălie! Așa că victorie! 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 Datorită nouă și altora ca noi, care au manifestat de luni de zile în țară împotriva furtului și japului, din gânduri nobile pentru viitorul acestei națiuni, să oprim hoția, iată, am câștigat atât prin căderea legii speciale cu privire la Roșia Montană, cât și a legii minelor, care nu este altceva decât aceeași murdoară lege, aceeași lege, și noi știm că este așa. Afară cu RMG din țară! 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 Dragi voți, nu putem sta liniștiți, deși știm cu toții că am câștigat o bătălie, nu însă și războiul, până când această companie nu pleacă din țară, căci așa doar vom putea fi siguri că drepturile noastre, dreptul de a avea munți curați, dreptul la viață, dreptul la un viitor frumos pentru copiii noștri, doar așa vom putea fi siguri pe un asemenea viitor frumos. Așa că nu vom sta liniștiți și vom trebui să vechem. Vom sta de sărbători acasă și ne vom bucura de spitele sărbători. Dar vă îndemn să nu fiți foarte siguri că într-o zi nu trebuie iar să venim aici. Sau, așa cum o spun de multe ori, s-ar putea să trebuiască, și mă gândesc tot mai mult la asta, s-ar putea să trebuiască, cum o spun de mult, la prietenii mei, mai ales la Roșia Montană. Și Roșia Montană va fi ceea ce la Pungești este nimic. Vreau să vă spun câteva lucruri. În săptămâna în care așteptam să se voteze acea lege, un grup de oameni inimoși sunt aici de față, unii dintre voi au dat telefoane la mulți parlamentari. Eu personal am dat mesaje și telefoane nenumărate. Vreau să mulțumesc acelora care au făcut acest lucru, căci, să știți, au contat. Fiecare telefon a contat. Vreau să felicit public aici, în capitala Țării Moților, în special și nu fac politică, dar o merite deosebite pentru căderea legii, domnul Cernea și domnul Gurzău, care au fost la Albac de mult în septembrie și ne-au promis că a fi de moți adoptat de noi prin vot, că vor susține ca această exploatare să nu aibă loc. Domnul Gurzău, să știți, chiar în timpul votului a dus un banner imens, poate ați văzut la televizor, cu Salvați Roșia Montană. Au fost niște semnale, au încercat să facă ceea ce puteau să facă. E adevărat, foarte mulți parlamentari, și avem lista cu ei, au votat pentru această lege. Și că ar fi necesară, chiar domnul premier Ponta a spus că este necesară. O România are o lege a minelor, numai că ce nu are sau ce nu se specifică în lege sunt acele drepturi speciale pentru golf. Asta doresc ei, ca oamenii să fie scoși din case, să poată călca pe pământurile oamenilor, ca proprietatea privată să fie încălcată de această companie privată pentru ca să exploateze ceea ce vor să exploateze. Așa că noi nu putem fi de acord. Vreau să mulțumesc în același timp doamnei Boc din Cluj, am martor care a făcut pentru noi lucruri extraordinare. Doamne Gomboș și doamnei Oprea, domnului Țiu, ce să mai spun, multor altora și tineretului care este aici de față și care nu este de față, care au încercat să transmită mesajul nostru la toți parlamentarii. Bineînțeles că acest mesaj nu a ținut cont parlamentarii noștri. Dârzu și cu Atanasiu nu dau doi bani pe noi. Sunt deputați și senatori ai apusenilor și nu dau doi bani pe noi. Vor minerii, cică, sau, mă rog, locuri de muncă.
dar nu interesează că altele mii se vor pierde, că își pot fi apătate atâtea locuri de muncă. Iar ce să mai spun de natură, de mediu, de sănătatea noastră? Nu le pasă! Le pasă doar de bani! Oare nu cumva de bani în buzunarele proprii? Dragii mei, eu sunt foarte nemulțumit! Deși a căzut Marzlegea, miercuri am fost pur și simplu consternat să văd că parlamentarii dau niște legi incredibile, că ne-au făcut de râs lumii întregi. Au făcut modificări la codul penal care prevăd ca parlamentarii, președintele și nu numai, să aibă superimunitate. Ce înseamnă superimunitate? Înseamnă că nu răspund în fața legii. Dar cine sunt ei săi? Ei sunt nemuritori? Nu sunt egali ca noi? În momentul acesta, legea funcționarului public spune așa, că în cazul în care un funcționar comite infracțiuni, este pedepsit mult mai grav decât noi cetățenii de rând. Așa și trebuie să fie. Numai că ei s-au trezit, DNA-ul cam e pe ei. Și noi am cerut asta tot timpul. Dacă a căzut proiectul Roșia Montană, probabil este teamă că vor apărea fel de fel de documente și informații și cred că sunt așa ceva cu privire la mari infracțiuni făcute de aceștia. Și vor să scape. Și mai mult,